Și-au exprimat sentimentele prin artă și au fost premiați. Este vorba despre cei 270 de elevi din țară care au participat cu 300 de lucrări la a patra ediție a concursului interjudețean Lumea în cuvinte și imagini. Festivitatea de premiere a avut loc astăzi la Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea, unde s-au întâlnit elevi și cadre didactice din Făgăraș, Ploiești, Brașov, Moreni și Curtea de Argeș. Este vorba de festivitatea de premiere a elevilor de la participanți la concursul interjudețean de creație în limbi străine, Lumea în cuvinte și imagini. Este vorba de ediția a patra a unui concurs înscris în calendarul Ministerului, un concurs cu trei secțiuni, creație literară, arte vizuale și multimedia, desfășurată în limba engleză și în limba franceză. Anul acesta ne-am bucurat de o participare extraordinară, 300 de lucrări din 14 județe, 270 de elevi participanți, 54 de cadre didactice, cifre, dar din punctul nostru de vedere deosebit de importante. Tema din acest an a fost iubirea. Așadar, elevii au exprimat acest sentiment măreț prin pictură, desen, fotografie sau creație literară în engleză sau franceză. Cu toții au fost de părere că absolut toate lucrările au fost impecabile, motiv pentru care și concurența a fost pe măsură. E prima oară când vin, recunosc, și am făcut un tur al liceului, mi s-a părut destul de frumos și ceva nou și, bineînțeles, am văzut și creațiile celorlalți concurenți. Într-adevăr, a fost o luptă destul de crâncenă, să zic așa, și mi se pare că toți au muncit și au depus un efort considerabil pentru fiecare și, în afară de efort, au pus și sentimente în ceea ce au creat și, într-adevăr, sunt create cu sufletul toate desenele și, de asemenea, și eseurile și tot ce s-a creat. Și cred că concursul dovedește faptul că ceea ce simțim se poate exprima și altfel decât în cuvinte. Am participat cu niște fotografii cu tema iubirii și pot spune că a fost foarte interesant și m-a ajutat să-mi dezvolt pasiune pentru fotografie. Foarte frumoase. Vreau să spun că acum îmi doresc să fiu cu niște poze mult mai reușite. Foarte primitori oamenii și destul de drăguți. După festivitatea de premiere, atât elevii cât și cadrele didactice au vizitat Liceul Tehnologic Dr. Ioan Șenchea și au dezbătut cu mult interes ediția ce tocmai s-a încheiat a concursului de artă. Suntem de la Colegiul Național Unirea din Brașov și am participat cu foarte mare plăcere la acest concurs. În urmă cu 2 ani am mai participat la Șenchea și am avut mulțumirea să primim niște premii. De data aceasta s-a reeditat experiența plăcută, tema a fost foarte generoasă, am participat cu foarte mare plăcere și sperăm ca și pe viitor să putem să o facem. Premiile obținute de elevi au constat în obiecte și rechizite necesare pentru studiu, dar și pentru exprimarea lor prin artă.